Bună dimineața, Maria. Ne aflăm la sediul Guvernului Federal de aici, de la Bruxelles. Așteptăm din minut în minut ca președintele Klaus Iohannis și premierul belgian Alexander De Croo să vină la declarații. Relațiile bilaterale ale celor două țări sunt excelente, mai ales în contextul în care, din momentul izbucnirii războiului din Ucraina, Belgia participă cu un contingent de militari pentru întărirea flancului estic. Desigur, sunt discuții legate de acest aspect, dar și discuții legate de afacerile europene, întrucât, începând din 2024, de la 1 ianuarie, Belgia preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. 6 luni extrem de importante, cu alegeri europene și, cu siguranță, președintele Klaus Iohannis va aborda în discuțiile sale cu premierul belgian și acest aspect. Pe parcursul zilei, președintele va fi primit și de majestatea sa, regele Filip al Belgiei, urmând ca, în după masa aceasta, asta să meargă să viziteze și un centru de cercetări nucleare unde lucrează și specialiștii români. Și așa cum ai spus, este o zi importantă de 2 ore aici la Bruxelles, pentru că așteptăm și evaluarea Comisiei Europene în privința progreselor înregistrate de Moldova și de Ucraina. Noi ne aflăm aici și sperăm să vă dăm vestea cea bună că executivul de la Bruxelles recomandă începerea negocierilor de aderare cu cele două țări.